Bine ați venit pe aceste meleaguri mioritice încărcate de istorie. Bine ați venit în Mănăstirea Kashin. Așadar, pe drumul ce duce de la Adjud spre pasul Oituzului din Onești, în stânga se face cale către localitatea care poartă numele Mănăstirea Kashin. Locurile au o istorie încărcată, mai ales datorită mișcărilor de populație românească venite dinspre Brețcu Covasna. Aceste locuri au constituit și puncte de rezistență armată a celor care, din neșansa de a ocupa tronul Moldovei, puteau rămâne vremelnic pentru ca apoi să se poată refugia în Ardeal. Așa a fost și în cazul logofătului Gheorghe Ștefan, care, susținut de principele Transilvaniei, își dispută tronul Moldovei cu domnitorul cu veleități bizantine, Vasile Lupu. Astfel, în 1653, Gheorghe Ștefan ajunge domnul Moldovei pentru ca 2 ani mai târziu să construiască mănăstirea pe locul unui vechi schit de călugări, cărturari și meșteșugari din zona Oituzului. Acesta a zidit o impunătoare biserică cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, care în dimensiuni va fi egalată de 3 ierarhi, ridicată de rivalul său Vasile Lup, cu aceiași meseriași călugări. De asemenea, Lăcașul a fost înconjurat de case domnești, chilii pentru viețuitori și de ziduri înalte și puternice, încununate de un semeț turn clopotniță așezat la intrarea în mănăstire. Așezământul i-a fost și loc de veci ctitorului, după ce soția sa i-a adus osemintele din străinătate. Comuna Mănăstirea Kashin a devenit din ce în ce mai renumită, în primul rând datorită istoriei, obiectivelor și locurilor sale turistice. Dintre acestea, amintim singura cascadă din Moldova, impunătoarea Cascada Buciaș, o formațiune stâncoasă, puțin discretă, ce atrage curioșii din ce în ce mai mult, denumită de localnici tată și fiu, o străveche păstrăvărie ce se păstrează încă neatinsă de patina timpului, un impresionant cimitir al eroilor și, bineînțeles, vechea biserică, monument istoric, ce stă de pază chiar în centrul comunei. De asemenea,
mănăstirea Kashin a devenit tot mai atractivă datorită obiceiurilor și tradițiilor populare ce sunt transmise mai departe de un grup de tineri ce constituie din octombrie 2017 ansamblul folcloric Mugurașii Mănăstirei. La inițiativa a doi oameni iubitori de folclor și dans tradițional, Diana Preotese, profesor coordonator, și Cristian Blănaru, coregraf, fost dansator al ansamblului Doina Trotușului, cu o tradiție din familie, tatăl său activând o scurtă perioadă de timp ca solist în ansamblul Doina Trotușului, ei au căzut de acord să îmbine talentul și tehnica de coregraf cu experiența profesională în învățământ și cu susținerea oficialităților locale a luat naștere o adevărată emblemă a mănăstirenilor Mugurașii Mănăstireni. Iar din decembrie 2022 a luat naștere un nou grup vocal ce va duce mai departe tradițiile. După o dorință mai veche a unei voci speciale mănăstirene, doamna Daniela Tihan, cu vasta sa cunoștință în materie de voce, a creat grupul vocal Româncuțe Mănăstirene. Un grup de copii tineri ce vor duce, să sperăm, mai departe glasul mănăstireanului. Așa că Mănăstirea Kashin Live a avut plăcerea și inițiativa să contribuie promovându-se împreună. Ani buni, autoritățile statului și Asociația Națională Culturi Eroilor au reluat o înălțătoare tradiție pentru evocarea eroilor căzuți pe câmpurile de onoare, acolo unde i-a trimis patria. Cea care a inițiat și susținut aceste cinstiri ale eroilor prin amenajarea de cimitire ale eroilor, înălțarea de monumente, fixare a unei zile a eroilor, a fost o mare doamnă a istoriei noastre, Regina Maria. Mai multe detalii găsiți pe blogul Mănăstirea Kashin Live, linkul mai sus.